La fiecare început de an întâmpinam dificultăți cu părinții care nu reușeau să-și înscrie copiii la creșă. Avem o creșă municipală, o știe toată lumea pe Aleea Nuntului, da? Pe lângă acea creșă era evident că trebuie să mai construim locuri, să mai construim edificii cu locuri suplimentare în Botoșani. Drept dovadă avem încă, vom avea încă 3 creșe, aceasta pe care v-am prezentat-o astăzi, și încă 2 creșe pentru care am semnat contractele de finanțare și vor fi construite, așa cum am zis, pe strada Vod de Piatră și pe șoseaua Iașului, acolo unde se va dezvolta un nou cartier. De altfel, este prima creșă construită după Revoluție și am spus că infrastructura școlară este importantă și acordăm toată atenția deosebită pentru acest lucru. O creșă este gata și celelalte vor fi construite. Una medie și una mare pe șoseaua Iașului. Și vom avea locuri suplimentare pentru... Acolo sunteți la fază de organizarea licitației? Nu. Există pentru cea de pe șoseaua Iașului câștigător și creșa este în proiectare. Sunt câteva luni de proiectare și apoi intrăm cu execuția. Iar pentru cea de pe șoseaua Iașului, documentație pregătitoare pentru proiectare. Dar vor fi finalizate în cel mai scurt timp.